Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru acest weekend, pentru dragoste, relații, pentru cei singuri. Este o etalare doar pentru cei care sunt singuri, despărțiți, divorțați sau văduve. Vorbim la modul general, adică atât pentru doamne cât și pentru domni care sunt singuri, persoane singure. Fără partener, fără parteneră, să vedem ce energie este în acest weekend. Este energia unei noi relații, a unei foste relații care se întoarce, sau este o energie a unei singurătăți pentru acest weekend? Ce se întâmplă? Varianta numărul 1, verde, roz, bine, prima variantă, verde a doua și roșie cea de-a treia. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem. Așadar, acest weekend ce aduce nou în dragoste pentru cei singuri, singura, doamne, singură, domn singur. Varianta numărul 1, roz. Vedem ce dezvăluie oracolul. Secrete. Acest weekend este un weekend în care mai studiați, mai învățați, mai aflați secrete. Poate chiar vă dați în cărți, cine știe, sau uite, vizionați, dacă nu știți să dați în cărți, vizionați videouri, citiți articole care vorbesc despre horoscop, despre secretele, să zic așa, ale iubirii, ale viitorului, ale. Sau aflați ceva secret care ține și de relația voastră, o relație în care ați fost. Să vedem dacă e așa sau este vorba doar despre secrete care le aflați voi despre stele, horoscop, divinație, poate și de vise, posibil și de vise aici. Este și nu este o energie a dragostei, este și nu este. Aveți o teamă. Să știți că există o șansă de a vă întâlni în acest weekend o relație nouă, dar poate fi cu o persoană mai tânără, o persoană care și-ar dori foarte mult o poveste de dragoste, este o persoană care, dar este cumva naivă sau este cumva încă neexperimentată, încă timidă, poate fi și o persoană timidă, posibil și să aibă copii. Deci, în acest weekend există o energie a dragostei care poate apărea, poate apărea, poate în drumurile voastre, ieșind pe undeva. Văd că există șansa de o nouă poveste care să se nască, dar ține și de încrederea care o aveți voi în voi, de dorințele voastre, ține și de persoana cu care vă veți întâlni, pentru că e posibil să vă întâlniți cu această persoană, să vă cunoașteți. Nu pare o persoană care vine din trecut, poate fi o persoană care apare nouă, dar într-adevăr de aceea naivitatea ține un rol important, joacă un rol important pentru că puteți avea parte de o gelozie. Acum, dacă aveți copil, poate că apare gelozia pentru copilul vostru, cineva e gelos pentru că îi dați foarte multă atenție copilului vostru sau aveți de-a face cu o persoană care este geloasă, este fidelă, dar geloasă, foarte geloasă. Și atunci, naivitatea voastră, cumva această relație vă poate aduce și doza asta de ceva, vă controlează, vă spionează, să zic așa, și de aceea poate voi nu aveți încredere în această persoană, pentru că poate fi o persoană care își imaginează că ar putea fi cu voi o relație. Și fiind geloasă, ea vă urmărește, ea poate fi să fie, să vă aducă așadar, da, vă poate aduce puțin pericol această relație. Deci, cumva acest weekend ar putea aduce o relație dacă sunteți singură. Dar această relație poate fi puțin periculoasă pentru că persoana respectivă este o persoană care devine agresivă, nu e nici sinceră, pentru că ea dorește să vă aibă numai pentru sine și atunci posibil că în stânga, în dreapta face tot felul de lucruri, puțin, mai puțin, să zic așa, își marchează teritoriul cum ar veni, ca să poată să ajungă cu voi în relație. Dar nu ajunge decât la o ruptură totală între cu această persoană. S-ar putea să vă și dea peste cap sau, nu știu, să vă enerveze, să vă scoată din sărite. Dacă este vorba de o nouă relație, așadar, dacă voi visați la vreo persoană ca să se întoarcă,
Puțin probabil că această persoană se întoarce pentru că e posibil să fie într-o nouă relație, într-o nouă dragoste și este foarte posibil să fie gelozia cuiva. Orică vă stârnește relația care o are de iubire cu cealaltă persoană o gelozie, orică cealaltă îl păzește bine, să zic așa, și nu renunță ușor, adică îl păzește ca un câine de pază, să zic, dar este și foarte veninoasă, foarte periculoasă, pentru că e în stare de orice ca să poată, deci ar fi naivitate din partea voastră să considerați că ați putea rupe această relație în care se află partenerul vostru ca să se întoarcă la voi, fostul vostru partener ca să se întoarcă. Fie că aveți copil aici, poate fi și pentru copil. Pentru copil s-ar putea veni întâlni cu voi, bineînțeles că poate mai sunt încă lucruri și de clarificare și iubește poate și copilul la fel de mult ca și voi, dar în schimb văd că apare acest pericol, nu mi-apare că ar apărea o împăcare, cât poate fi o discuție între voi care să ducă tot la o gelozie dacă a fost deja astfel de ruptură din cauza unei gelozii sau poate chiar trădare. Haideți să vedem și varianta numărul 2. Varianta numărul 2, ce spun cărțile pentru varianta numărul 2, varianta Inimioarei vers, dacă în acest weekend apare dragostea, vă îndrăgostiți, cunoașteți pe cineva sau ce se întâmplă în acest weekend în dragoste pentru cei singuri, singure, doamnele fără partener sau domnii singuri fără partener. Și voi aveți niște clarificări de făcut aici și cu voi și cu o persoană. Poate sperați la o împăcare, sperați la o împăcare să fie. Ea, nu că n-ar fi posibilă, dar credința poate face miracole, dar văd că are de ales. Dacă e vorba de o împăcare, ori voi trebuie să vă decideți, e să faceți o clarificare. Aici ține puțin și de anturaj, poate ține puțin și de drumurile care le faceți. Ce vă doriți voi cu adevărat, iar dacă sunteți nu vă gândiți la cineva din trecutul vostru, atunci e posibil să cunoașteți. Veți socializa în acest weekend și chiar poate apărea o relație, să știți. Chiar poate apărea cu un bărbat pasional. Și e posibil și împăcarea la voi, dacă vă duceți, poate să vă rugați. Vedeți că joacă un rol important credința, curățându-vă puțin energiile prin puterea rugăciunii, prin clarificare, poate, directă cu partenerul, având o inițiativă sau chiar participați la vreun eveniment, s-ar putea unele dintre voi să aveți un eveniment în acest weekend la care participați și să apară o întâlnire romantică, o propunere sau chiar să vină un fost să vă caute, să vă propună o căsătorie, o prietenie. Poate fi și simbolică, un început de prietenie care poate dura în timp, pentru că văd că poate fi o persoană pasională, serioasă, o persoană tânără, văd aici, un bărbat foarte bine, un bărbat așa care își îngrijește, să zic, fizicul, face sport. E o persoană mai pasională. Poate fi o persoană mai înaltă și șatenă, cu un păr frumos, așa bogat, mai și îi place poate să-l țină și mai lung, după cum apare aici, așa ca și aspect. Deci apare un bărbat foarte frumos, cu un început de barbă. E o persoană, poate un bărbat romantic, un bărbat îndrăgostit, un bărbat care îi plac copiii, îi place, poate fi și un artist, aici poate fi vorba de un artist, o persoană care are niște, un suflet curat, un suflet pur, așa, o sinceritate. Deci există șanse să cunoașteți sau chiar să vă împăcați cu vreun fost cu care voi ați avut o mare poveste. Haideți să vedem și la varianta numărul 3, varianta Inimioarei roșii, ce se întâmplă în acest weekend în dragoste cu fostul sau cu actualul care vă gândiți voi să devină actual. Adică aici e vorba doar despre o relație de persoane singure, dar care poate vă și gândiți la cineva din trecut să se întoarcă la voi. Să vedem dacă e așa sau apare un altul care să devină actualul. Haideți să vedem ce spun cărțile de oracol. Depinde poate de voi, de un drum care îl faceți, de visele voastre și poate mai există și o altă, o să vedem dacă mai există și o prietenie. Da, sunt puțin cam răsturnate niște energie aici, puțin depinde poate de voi, văd că cheia succesului ar putea fi la voi, de visele voastre. Poate și de un drum pe care trebuie să-l faceți, văd că poate apărea ceva neașteptat, să știți, o revelație, o dragoste cu un bărbat la fel, foarte pasional,
Deci puteți cuceri pe cineva în acest weekend. Foarte, foarte frumos, un bărbat foarte, poate chiar bogat acest bărbat. Îl văd un bărbat cu bani, cu avere, cu situație, care are un palat, are, mă rog, un vilă, are o situație materială bună. O persoană cu care puteți să ajungeți până la adânci bătrâneți, să știți, cu această persoană. E un bărbat bine făcut, din lumea bună poate fi această persoană, o persoană care este foarte atrăgătoare, foarte un VIP, poate fi chiar un VIP, și la fel poate fi cineva din semn de foc, dar vă faceți voi niște griji, vă cam îngrijorează ceva, vă îngrijorează pentru că în jurul vostru vă dau târcoale niște persoane aici, cumva există, ori el nu are încredere. E și el un bărbat care nu prea crede așa în oricine, pentru că e foarte atent, pentru că în jurul său sunt niște rozătoare, să zic așa, niște vulpițe, niște șoricei, niște... E stresat de ceva acest bărbat. Sau poate fi vorba despre fostul vostru, la care voi vă gândiți să vă împăcați cu el și e posibil să existe această situație, dar el e foarte stresat de ceva, are în jurul său niște vulpițe, el se eliberează, s-ar putea să se elibereze în acest weekend prin discuția care o face cu voi, are și el o revelație, de aceea poate că joacă un rol important și întâlnirea care o aveți voi, pentru că în tăiere a apărut acea doamnă pasională și ea și poate că e vorba despre o altă vulpiță care cumva îl vrea, l-a atras, dacă v-ați gândit la vreun fost, sau este o rivală, poate apărea o rivală, pentru că există o vulpiță care îi dă târcoale, pentru că el este un bărbat care are o situație materială bună și atunci există o vulpiță care vrea să-l acapareze pentru ea. Nu pare o sinceritate, ci pare mai degrabă o vulpiță care ia și urmează un alt interes dincolo de sentimente. Se spune în bine utilul cu plăcutul. Pentru că acest bărbat pare într-adevăr un bărbat care merită să fie iubit, dar ea, această persoană, vulpiță, cine este, nu pare chiar așa, să zic sinceră, în intențiile sale, ci doar se folosește de farmecul său pentru a-și atinge scopul care pentru ea e dincolo de sentimentele și dacă se și nimerește să arate și bine și așa. Nu prea pune suflet, să zic, această persoană nu prea pune suflet. Pe el îl văd îngrijorat. Poate că e deja într-o altă relație, posibil și acest lucru, și voi să vă îndrăgostiți de cineva care mai are o relație, care îl cam stresează, e deja într-o relație de care se poate elibera prin voi. Voi îi aduceți, practic, eliberarea, foarte posibil, acest lucru. Cam asta e din ce văd în acest weekend pentru cei singuri, singure, pentru ceea ce vă interesează dacă apare sau nu o nouă relație. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți!